Primăria Suceava construiește un bloc ANL pentru tinerii medici de la Spitalul de Urgențe. Până acum, 5 doctori au primit prin redistribuirea celor eliberate locuințe ANL de la autoritățile locale. Săptămâna viitoare, pe 14 aprilie, Primăria Municipiului Suceava ține licitație pentru desemnarea firmei care va construi 4 noi blocuri de locuințe ANL. Primarul Ion Lungu a declarat că acestea se vor ridica pe Bulevardul 1 decembrie 1918, în apropierea de Spitalul Județean de Urgențe Sfântul Ioan cel Nou, iar unul dintre blocuri va fi destinat tinerilor medici care lucrează sau care vor veni să activeze în unitatea spitalicească din reședința de județ. Aceste 4 blocuri ANL vor fi în zona în care deja noi am construit, în zona metro. E un lucru foarte la îndemână pentru primărie, având în vedere faptul că acolo noi avem aduse utilitățile, un lucru care nu este de neglijat, apa, canalizarea, energie electrică, gazul, metan, vom face doar racorduri de la un bloc la altul. Așa cum am spus și ieri, ne dorim ca un bloc de acolo să fie repartizat doctorilor tineri de la spital, cei care au vârstă până la 35 de ani. Vom face toate aceste diligențe în acest sens și în Consiliul Local și la ANL, să putem pune la dispoziție Spitalului Județean, pentru că, așa cum am spus, acolo este o schimbare de gardă, avem nevoie de doctori tineri, s-au făcut lucruri bune la spital și un lucru important este ca Primăria Municipiului Suceava să poată pune la dispoziție spitalului pentru doctorii tineri care vor să vină să lucreze la Suceava aceste locuințe, aceste blocuri. În viitor, cu destinația amintită rezervate, vor fi 20 de unități de locuit, până acum 5 medici, primind prin redistribuirea celor eliberate locuințe ANL de la Primăria Suceava. Proiectul prevede construirea a 4 noi blocuri finanțate din fonduri guvernamentale prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.